altă informație de ultimă oră, foc de armă tras accidental într-o secție de poliție din Însurăței, județul Brăila. Vinovat un jandarm care urma să intre în tură și care a luat un pistol de pe birou, era pistolul unui polițist, apoi a tras în podea. Ne spune mai multe despre acest incident jurnalistul Digi24, Dana Costache. Bun găsit! Totul s-a întâmplat în jurul orei 8 dimineață. Polițistul care se pregătea să intre în serviciu a lăsat pistolul pe birou în sediul poliției din Însurăței, județul Brăila, pentru a înscrie în registru ridicarea acestuia, a armei. În acel moment, un jandarm care de asemenea intra în tură ar fi luat pistolul de pe birou și ar fi executat accidental un cartuș în podea. Totul se putea termina cu o tragedie, însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cazul a ajuns pe mâna procurorilor militari sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uz de armă fără drept. Totodată, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Brăila îl anchetează și pe polițist pentru a stabili dacă a fost vorba sau nu despre neglijență manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. Îți mulțumesc, Dana!